La tiene al cuello. Să fiu sigur că e dreaptă. Ok. Păi ți-am făcut cadru de la mine. Vreau să văd o anică. Ok. Am putea să-mi nu-mi nimic de mașină de jandarmerie. Bună ziua și bine v-am găsit de pe stadionul Progresul Spartac. Meciul va începe cu oarecare întârziere datorată incidentelor care au apărut la porțile de acces, incidente datorate nu violenței suporterilor, ci afluenței de spectatori de la acest meci, o afluență mult peste capacitatea micuțului stadion Progresul Spartac. Noi suntem Laurențiu Drăgunoi și Bogdan Tudor. Vom comenta pentru canalul clubului această partidă, partidă care probabil va începe în câteva momente. Cum spuneam, afluența de spectatori e cea așteptată de noi, dar a depășit cu mult capacitatea stadionului. Există câteva tribune aici, chiar în fața noastră, tribuna ocupată de suporterii Progresului. Aș spune că sunt, nu știu, 200-250 de suporteri progresiști. Vis-a-vis există o tribună mai mare, ocupată de o parte din galeria noastră și o micuță tribună în spatele uneia dintre porți, ocupată de asemenea de suporterii noștri. Câteva sute bune de suporteri însă au rămas în afara stadionului, iar organizatorii împreună cu jandarmeria încearcă să caute acum o soluție pentru a le permite accesul. Se instalează niște garduri în spatele porții Progresului, astfel încât suporterii aflați în afara stadionului să poată intra, sau mă rog, o parte dintre ei să poată intra și să urmărească meciul de la fața locului. Aș spune că sunt undeva la, nu știu, 1000 de suporteri ai Rapidului care își doresc să vadă acest meci, însă, din păcate, astea sunt realitățile ligii în care sper vremelnic se află echipa noastră, ligă pe care sperăm să părăsim cât mai repede. Haideți să vedem care sunt formațiile, să profităm de acest interval până la începerea partidei.
Rapidul trebuia să înceapă cu formația cu care Pancu a început și ultimul amical, cel de sâmbătă trecută, cu înainte modelul. Însă, din păcate, la încălzirea de acum 10 minute a apărut o problemă neașteptată la Drăghiceanu, care a fost înlocuit așadar pe ultima 100 de metri de Sefer. Așadar, formația cu care Pancu va începe partida este Bejan, fundaș dreapta, Oana, fundaș stânga, cuplul de fundaș central este Iacob Manole, mijlocașii la închidere sunt clasicii Jorza și Cârstocea, o linie de trei în fața lor cu Sefer în dreapta, în centru Goge și în stânga Clistei, iar singurul atacant, vârful împins, pivotul este Vlada. Așadar, o așezare 4-2-3-1, așezarea pe care Pancu a testat-o și în meciul cu înainte modelul. Cu această modificare, o modificare nedorită, Sefer în locul lui Drăghiceanu. După ce va începe partida, vom vedea exact și care este așezarea echipei noastre. Nu mi-e clar dacă vom rămâne în acest 4-2-3-1 sau vom vedea, nu știu, o altă așezare. Între timp, mare parte a suporterilor, cei care nu au plecat de la stadion, au intrat în incintă. Aș vrea să ne cerem scuze pentru calitatea imaginii, nu calitatea transmisiei, ci calitatea imaginilor pe care le veți recepționa, întrucât efectiv nu a existat niciun alt loc în care să putem instala camerele. Pe stadion, în incinta stadionului, am fi putut transmite doar din tribuna Progresului sau din mijlocul galeriei noastre, ceea ce ar fi fost imposibil, așa că ne-am trezit oarecum exilați pe o clădire adiacentă a stadionului în care se află vestiarele. De aceea nu veți vedea niște imagini filmate dintr-o poziție centrală. Între timp, atmosfera s-a detensionat. Cum spuneam, suporterii care nu au plecat văzând că tribunele sunt pline au fost admiși în incintă. Se află masați într-un țarc constituit ad hoc de jandarmerie în colțul terenului, în spatele Porții Progresului. Echipele se aliniază pentru a saluta publicul și în următoarele momente va începe și meciul. Enumerăm și echipa gazdă, Progresul Spartac de astăzi. În poartă răduță, o linie de patru fundași, Vlad, Leafu, Lolescu și Parfion. O linie de patru mijlocași, Geană, Boiangiu, Donca și Dițu. Și două vârfuri, Stanciu și Eduard Radu, unul dintre golgheterii echipei. Meciul stă să înceapă cu o întârziere de aproximativ 15 minute, timp în care întreaga galerie rapidistă și-a făcut intrarea în stadion. Primele 5 minute din meci nu veți auzi nicio scandare din partea galeriei rapidiste în semn de respect pentru decesele neașteptate, evenimentele triste care au zguduit suflarea rapidistă la sfârșitul anului trecut și începutul acestui an. În memoria acestor suporteri se va și păstra acum un moment de reculegere.
Acesta a fost momentul de reculegere pe care și gazdele noastre au acceptat să-l țină în cinstea suporterilor rapidiști decedați la sfârșitul anului trecut. Acest șir de decese care a început cu moartea lui Neanicu Corsicanu și continuat cu decesul altor suporteri, inclusiv a maestrului George Stanca și a colegului nostru Flaviu Ștefănescu, pe care îl regretăm, să le fie țărână ușoară, Dumnezeu să ierte. Cum spunea și Laurențiu, suporterii Rapidului nu vor cânta în primele 5 minute ale meciului, respectând memoria celor trecuți în neființă. Offside în care este surprins atacantul Progresului. Aș spune că e un început de meci în niște auspicii nefavorabile pentru ai noștri, având în vedere accidentarea neașteptată a lui Drăghiceanu, accidentare care sigur îi dă planurile peste cap lui Pancone în ceea ce privește așezarea. Ca și formula de start, am putea nota că în linia defensivă, practic 50% din linia defensivă este una nouă, ba chiar 75%, singurul supraviețuitor din echipa din tur este Iacob. Datorită accidentării lui Voicu, accidentare musculară survenită în stadiul de pregătire din Antalya, Bejan este titular pe postul de fundaș dreapta, perechea lui Iacob în centru defensiv este nou venitul Manole, iar pe stânga, oarecum surprinzător, titular este Oanea în detrimentul lui Demici. La mijloc, în linia de 3, cea din spatele unicului Vârvlada, încă doi nou veniți, Hlistei în stânga și Sefer în dreapta. Așadar, 50%, jumătate din echipa din câmp, din jucătorii de câmp, sunt nou veniți, lucru care probabil va conta în relațiile de joc și în omogenitatea trupei pe care Pancone a trimis-o astăzi în teren. Începem sus, începem în terenul adversarului. Sunt convins că Pancu a solicitat pressing avansat, astfel încât imediat după recuperarea Progresului să încercăm o contra-recuperare, să nu dăm prilejul progresiștilor să construiască și să vină spre poarta lui Drăghia. Dar de asemenea, cred că asta este o tactică pe care antrenorul Progresului a intuit-o și mă aștept să vedem o echipă Progresul care să nu se desfacă și să încerce să ne surprindă pe contraatac. Să sperăm că suntem pregătiți să absorbim genul acesta de joc pe care probabil adversarii noștri îl vor încerca. Sefer a fost cel care a încercat să reia spre poarta Progresului. Interesant este că portarul Progresului este fratele fostului atacant rapidist Răduță. Vi-l mai amintiți probabil pe Crouch din Giulești. Și acesta este momentul în care galeria Rapidului își face simțită prezența după momentul de reculegere
după momentul de tăcere autoimpus. În acest moment sunt undeva la 1000 de rapidiști, poate peste 1000 și undeva la 250 de suporteri progresiști. Lăudabilă atitudinea gazdelor noastre de astăzi, care au pus la dispoziție două treimi din stadion, dintre locurile oficiale ale stadionului suporterilor noștri, fără a taxa intrarea pe stadion, biletele au fost gratuite. De apreciat chiar și atitudinea jandarmilor, care au înțeles că este neproductiv să încerce să blocheze accesul spectatorilor pe stadion și care au permis accesul suporterilor în incintă, chiar dacă nu pe locurile oficial acceptate pentru acest lucru. Sunt suporteri masați undeva și în stânga, în colțul terenului, dinspre poarta Progresului, dar în afara stadionului, câteva zeci de spectatori. Ne apărăm acum în careu și reușim să respingem în afara terenului de joc. Se simte miros de derby bucureștean astăzi, la început de martie. Se simte și un duel între cele două galerii de astăzi, Progresul și Galeria Giuleșteană. Inclusiv meciul a început în auspicii echilibrate, am putea spune. Pare că ambele echipe tatonează și caută faze de construcție spre poarta adversă. Suntem în apărare în acest moment, o fază pe partea stângă, o incursiune a progresiștilor, soldată cu o lovitură liberă. Prilej cu care Progresul aduce întreaga echipă în jumătatea noastră. Va urma probabil o centrare înaltă în careul lui Drăghia. După acțiunea lui Sefer, ce s-a soldat cu un șut spre poarta progresistă, am putea spune că aceasta este prima ocazie pentru echipa gazdă. Centrare înaltă, Drăghia în doi timp reușește să prindă mingea și se pregătește să lanseze un contraatac al echipei noastre. Minge lungă către Antonio Sefer. Recuperăm la mijlocul terenului prin fundașul dreapta Bejan. Iată că ambele benzi de astăzi ale echipei noastre sunt compuse din noutăți. Noutăți sosite în această pauză competițională la Rapid. Respectiv pe stânga îl vedem pe Oanea, ca fundat stânga, și Clistei ca mijlocaș stânga, în timp ce pe partea dreaptă Bejan, fundaș dreapta, și Antonio Sefer acum la minge pe poziție de mijlocaș dreapta. Probabil că acesta este și motivul pentru care astăzi Pancul a preferat în stânga defensivei pe Oanea, având în vedere problema omogenității, cele 5 noutăți în echipa de start, a preferat să aibă o bandă stânga care a mai jucat împreună, pentru că atât Oanea cât și Clistei au jucat în turul campionatului trecut la Snagov. Sunt doi jucători care se cunosc, colaborează bine în bandă. Asta intuiesc eu că este explicația absenței lui Demici și prezența lui Oana. Pas acum în adâncime pentru Vlada, care ajunge însă al doilea la această minge și faultează. Sunt un pic îngrijorat însă de banda dreaptă, pentru că nu-l cunosc suficient de bine pe Sefer. Nu știu cât de mult îl va ajuta pe faza defensivă pe Bejan, așa cum nu știu nici cât de mult îl va ajuta Bejan pe faza ofensivă pe Sefer. Rămâne să ne cunoaștem jucătorii.
Cel căzut acum la pământ este Cârstocea, în urma unui duel cu un adversar. Jorza, partenerul său la închidere, pasează rapid către Sefer. Și mingea ajunge într-o zonă pe care nu o putem vedea din poziția în care ne aflăm. Un out pentru Rapid, cel mai probabil. Sau poate o lovitură liberă, având în vedere cum se poziționează jucătorii în interiorul careului Progresului. Da, probabil că este o lovitură liberă, se așteaptă o centrare. Centrare direct către poartă și balonul cade pe transversală, ieșind apoi în afara terenului de joc. Faza încălzește suporterii noștri, care încep să cânte și să se facă auziți din ce în ce mai puternic. Micuța tribuna Progresului este înțesată, sunt convins că în tribună se află semnificativ peste cele 6-700 locuri puse la dispoziție galeriei noastre. Cârstocea, joc periculos, a ridicat piciorul prea mult în acest duel. Un alt gest elegant al gazdelor de astăzi a fost faptul că a permis echipei noastre să joace un amical săptămâna trecută, sâmbăta trecută, pentru a se obișnui cu sinteticul de pe acest teren. Însă aș spune că la capitolul amabilității nici clubul nostru n-a rămas dator, având în vedere faptul că doi jucători proaspăt transferați de Rapid în această iarnă, mă refer la Dorobanțu și la Turbatu, au fost împrumutați cel puțin până în vară la Progresul Spartak. Cei doi însă nu fac parte din lotul Progresului pentru această partidă. Dincolo de lipsa de omogenitate a Rapidului, există încă o problemă legată de acest meci, o problemă evident din punctul nostru de vedere, și anume aceea că Progresul este una dintre echipele foarte bune ale seriei. Este una dintre echipele care se pregătește pentru promovare, poate nu în acest an, ci în sezoanele viitoare, însă a alocat timp și resurse pregătirii de iarnă. Este una dintre puținele echipe care și-a permis un stagiu de pregătire în Antalya, un stagiu de pregătire de 9 zile, în care au pregătit practic acest retur. Aș spune că întâlnim astăzi, din păcate, una dintre cele mai bine pregătite echipe ale seriei, să urmărim această centrare foarte periculoasă, respinsă bine de Manole. Și încercăm să pornim pe contraatac. O pasă care ajunge în stânga la Clistei și mingea este în afara terenului. Din nou dintr-o zonă invizibilă nouă. Progresiștii au cerut faul de două ori în faza anterioară, o dată la jucătorul care este încă la pământ în careul nostru și o dată în stânga, pe direcția lor de atac, momentul de la care a plecat faza noastră de contraatac. Abordăm acest meci din poziția de lider de clasament, astfel după turul de campionat, după 12 victorii și 2 egaluri, am terminat pe primul loc, la o distanță de 4 puncte de Unirea Slobozia și 6 puncte de Afumați. Adversarii noștri de astăzi ocupând locul 5 înainte de începerea acestei prime etape din retur. Progresul, o echipă ce își propune accesul în Liga a doua, nu în sezonul acesta, cum amintea și Bogdan, poate în sezoanele viitoare, este practic echipa care sezonul anterior de Liga a treia
a dus lupta cu Faro Constanța până în ultimele etape pentru promovare, încheiind sezonul pe locul 2. Și la începutul acestui sezon a fost considerat principala contracandidată a Rapidului la promovare, doar că debutul împiedicat, să spunem, de sezon al acestora a făcut ca poziția de la finalul turului să fie una în afara podiumului. Mingea se află în posesia noastră, o pierdem prin Jorza în jumătatea proprie. Centrarea progresiștilor în careu, dar Drăghia este stăpân pe 6 metri și prinde mingea lăsându-l pe Bejan în banda dreaptă. O combinație nereușită cu Sefer. Sefer, un junior de 18 ani, a dus în această iarnă de la Academia Olandezilor de la Groningen. Un jucător cu prezențe constante în reprezentativele de juniori ale României, fiind convocat împreună cu Demici la Naționala României Under 19 pentru turneul de calificare de la Campionatul European ce se va disputa în această vară. Așadar, mulți tineri sosiți în această iarnă la Rapid. Punem preț pe creșterea unui lot competitiv pentru sezoanele următoare. Cele două nume pe care Laur le-a amintit mai devreme sunt, mă refer la Sefer și la Demici, sunt și posibili titulare Rapidului care pot îndeplini și la anul regula Under 20 în ideea promovării în Liga a doua. Rapid trebuie să aibă, va trebui să aibă în teren doi jucători Under 20, iar Sefer și Demici pot fi aceștia. Interesant despre Progresul este că antrenorul lor, Eremia Andrei, un antrenor extrem de ambițios, are o triplă calitate în club. El a și jucat pentru Progresul Spartac în Liga 4-a, a devenit antrenor și este și unul dintre finanțatorii echipei. Deci, un triplu rol al acestui domn. Și aș spune, după primele minute de joc, că bag mâna în foc că nu este chiar jocul pe care l-aștepta Pancu sau nu este chiar jocul pe care și-l dorea. Nu reușim să controlăm încă acest meci. Nu punem presiune pe adversar. Pare că omogenitatea e într-adevăr punctul nostru slab și punctul forte al Progresului. E un meci care nu seamănă în niciun caz cu amicalul de sâmbătă trecută cu Înainte Modelul. Echipă care, deși a încasat 5 goluri în acel amical, a reușit în primul meci al acestei etape să învingă urmăritoarea Rapidului Slobozia cu 3-2. Deschidere în adâncime a lui Hlistei pentru Vlada. Nu știu dacă Vlada a reușit să ajungă acest balon, cred că este out pentru Rapid, însă arbitrul oprește jocul pentru o accidentare a unui jucător de la Progresul. Am văzut cu coada ochiului ce s-a întâmplat, cred că a fost contrat la momentul recuperării. Așadar, deși în preambulul etapei Slobozia a pierdut și avem posibilitatea de a ne distanța de Unirea la 7 puncte după acest meci, am ferma convingere că nu ne va fi deloc ușor în după-amiaza aceasta pe stadionul Progresul Spartac. Va trebui să transpirăm pentru fiecare minge
Iată că jucătorul accidentat mai devreme, jucătorul Progresului, nu poate relua jocul. Va urma o schimbare. I-am văzut pe cei de pe margine cerând băncii de rezerve să pregătească un jucător pentru înlocuire. Fault în atac acum. Balonul va fi răpus probabil de portarul Progresului. Răduță. Am văzut pe site-ul gazdelor noastre de astăzi un interviu interesant cu acest tânăr portar. Interviu în care spunea că a luat parte la multe meciuri pe Giulești, chiar din galeria Rapidului. Îl suspectez și am motive bune să o fac de rapidism pe acest portar, însă sunt sigur că nu ne va face nicio concesie astăzi. Și iată, Progresul este echipa care plimbă mingea, încercând să desfacă așezarea noastră. Și pare că astea sunt indicațiile antrenorului progresist. După pasă în propria jumătate, care caută să plimbe dispozitivul nostru defensiv, urmează deschideri în adâncime către vârful, care se demarcă în, fie pe extrema stângă, fie pe extrema dreaptă. Cel care iese este, jucătorul accidentat este Florin Geană. Nu, îmi cer scuze, este Boiangiu. Boiangiu este cel care este și este înlocuit cu numărul 15, Marin Luca. Așadar, din perspectiva accidentărilor neașteptate și nedorite, este 1-1. Reamintesc faptul că, deși Drăghiceanu era anunțat în echipa de start a Rapidului, la încălzirea dinaintea partidei a resimțit probabil niște dureri și a fost înlocuit pe ultima 100 de metri cu Sefer. Se joacă pe un teren sintetic, asta vine cu particularități deosebite, poate și de aici cele două accidentări din, practic, una înainte de începerea meciului și a doua în scurt timp de la începerea meciului. Poate și de aici jocul echipei noastre nu poate fi cel așteptat. Gazdele noastre, practic, joacă toate meciurile de acasă pe teren sintetic și asta ajută. Un corner al progresiștilor, înalt în careu, dar respingem prin Cârstocea și încercăm pornirea unui contraatac oprit de gazde printr-un fault la aproximativ 30 de metri de poarta noastră. Alex Iacob încearcă o minge lungă în partea dreaptă către Antonio Sefer. Acesta reușește să preia și vom arunca de la margine. Scăpăm mingea în tușe și gazdele vor relua atacul din banda lor stângă. Ușor nu ne-a fost cu Progresul nici în meciul tur, în etapa de debut a acestui campionat, acolo unde pe Giulești am reușit desprinderea în minutul 92 printr-un gol al lui Amir Jorza, asta după ce la pauză am închis fiind conduși cu 1-0, gazdele marcând în inferioritate numerică. Jocul poate s-a schimbat decisiv în momentul intrării lui Matulevicius, cel care a marcat golul de 1-1 și a creat faza practic din minutul 92 de la golul lui Amir Jorza. Așadar, și în tur a fost un meci încins și dificil, dar pe care l-am câștigat. Sperăm că și astăzi vom concluziona la fel cu 3 puncte. Atacăm în partea stângă, intrăm în careu, o fază periculoasă soldată cu un corner pentru echipa noastră.
prilej cu care aducem 8 jucători de câmp în careul advers. Practic au rămas doar fundașii laterali, Oanea și Bejan, undeva la 45 de metri de poarta adversă. Va urma o minge înaltă în careul progresist, acolo de unde gazdele reușesc respingerea și vor repune din colțul careului de 6 metri. Dacă la meciul din tur de care amintea Laur, am avut în teren două echipe lipsite de omogenitate, întrucât și Progresul a schimbat mulți jucători în vară, iar Rapid, evident, și-a completat lotul pentru Liga 3-a cu o lună înainte de începerea campionatului. De data asta, situațiile celor două echipe sunt diferite, în sensul că Progresul e o echipă omogenă, ei joacă practic într-o formulă extrem de apropiată de cea din tur, în timp ce Rapid a schimbat 5 din cei 10 titulari, intrând astăzi în teren cu 5 noutăți, cele pe care le-am amintit mai devreme. După părerea mea, lucrul ăsta se vede. Cum spuneam, nu controlăm jocul așa cum ne-am dorit, iar așezarea aceasta 4-2-3-1 imaginată de Pancu, eu cred că se baza foarte mult pe Iuțeala și tehnica lui Drăghiceanu, care nu cred că poate fi suplinită de Goge în poziția de în poziția pe care o are acum în teren, în centrul liniei de 3. Aș mai spune și că Hlistei, gura noastră de tun numărul 1 în jocurile amicale, a fost bine neutralizat până acum, nu a ieșit în evidență, nu și-a putut pune în valoare calitățile, nu a ajuns în poziție de șut, ceea ce înseamnă că antrenorul Progresului și-a făcut bine temele și a reușit să blocheze jocul celor mai periculoși fotbaliști ai Rapidului. Lupta se dă deocamdată la mijlocul terenului, fiecare echipă încearcă să-și impună punctul de vedere. Și iată, se întâmplă ceea ce spuneam mai devreme, după ce încearcă să destabilizeze poziționarea defensivă a Rapidului prin pase laterale, urmează angajări în adâncime, vârful Progresului demarcându-se în extremă. Sunt convins că și Pancu vede ce se întâmplă și își va lua măsurile necesare la pauză. Centrare bună și iată 1-0 pentru Progresul. O fază care ne face să privim cu îngrijorare organizarea defensivă, gol încasat din corner. O centrare previzibilă altfel, bine executată, însă într-un loc din care jucătorul Progresului nu avea voie să reia balonul spre poartă. Și da, un meci început sub auspicii negative pentru noi, continuă așa cum a început. Îmi amintesc în momentul ăsta ce le spunea Pancu jucătorilor în vestiar după acel meci câștigat cu 3-2 în fața Tunariului. Nu mi amintesc exact cuvintele lui, dar mesajul era cam următorul. În cazul în care jucăm cu ambiția lor, îi vom bate din valoare. Dacă tonusul echipei și modul de abordare al partidei va suferi îmbunătățiri, vom câștiga, pentru că e clar că suntem o echipă mai valoroasă prin prisma valorii individuale a jucătorilor, însă Progresul pare o echipă mai prezentă în joc, care își cunoaște partitura mai bine decât o știu jucătorii noștri.
Manole întoarce către Drăghia. Din nou spre Manole. Manole încearcă o pasă lungă în tușă, însă fără adresă. E clar că nu ne regăsim. Jocul trebuie calmat, avem nevoie de mai multă luciditate în fazele de construcție. Sunt convins acum că vom vedea schimbări în echipă la pauză. Și dacă găsesc explicații pentru lipsa de calitate în jocul ofensiv, ceea ce mă îngrijorează este ușurința cu care progresiștii ajung în fază de centrare. Și iată, penalti pentru Progresul este exact ce spuneam. Lejeritățile din apărare se văd mult prea clar. Cuplul de fundaș central pare că nu este încă sudat. O minge pierdută în stânga, apoi o combinație, un 1-2 rapid între atacanții Progresului și penalti pentru gazdele de astăzi. Capitanul gazdelor va executa. Ciprian Stanciu se apropie de balon și marchează. Este 2-0 pentru Progresul. Iar meciul este deja greu. Important este ca în momentul acesta să ne păstrăm luciditatea, să nu ne aruncăm peste adversar. Ăsta ar fi rolul jucătorilor cu experiență din echipă. Cel pe care îl văd reacționând acum este Manole, cel care încearcă să-și încurajeze și să-și trezească cu echipierii. Iar în acest moment situația este cel puțin dificilă, nu doar prin prisma scorului, ci și prin prisma faptului că, evident, în postura de ultim apărător, Iacob a fost eliminat. Iar misiunea noastră astăzi ar putea reprezenta un nou episod din Misiune Imposibilă. Jorza a trecut în linia de fund, el face pereche acum cu Manole. Evident că nu-l ajută talia pentru această poziție complet nespecifică lui, iar a doua problemă este aceea că Cârstocea nu cred că poate suplini defensiv absența lui Jorza de la mijlocul terenului. Mă aștept ca la pauză să-l văd pe Neacșu intrând probabil în locul lui Goge, astfel încât să avem un cuplu veritabil de fundaș central, iar Jorza să revină la mijlocul terenului. Așadar, minutul 33, 2-0 pentru Progresul, noi jucând în deplasare și în inferioritate numerică pentru restul de aproximativ 60 de minute. Încercăm revenirea în joc până la pauză. Obținem o lovitură liberă în preajma careului advers, lateral dreapta. Iată vine și primul cartonaș galben pentru gazdele.
după parcursul din tur, unde nu am avut nicio înfrângere și victoriile pe linie din perioada de pregătire, din amicale, ne surprinde această primă partidă din retur. Cred că Antonio Sefer va executa lovitura liberă din partea dreaptă. Șut direct pe poartă, bara, a doua bara Rapidului. Iată că jocul bun al gazdelor își dă mâna cu ghinionul nostru. Reamintim, Rapidul a mai lovit odată bara porții printr-un șut din partea stângă. Acum Sefer direct din lovitură liberă. Jocul este oprit, portarul gazdelor având ceva probleme. Rămânem în pressing avansat. Ținem 6 jucători în jumătatea adversă pe degajarea gazdelor. Respingem prin Cârstocea, dar mingea revine progresiștilor, care încearcă un atac pe partea stângă, offside. Jucătorul progresist a fost semnalizat în poziție de afară din joc. Încercăm construcție calmă, fără mingi lungi, dar din păcate cu puține reușite până în acest moment. Singurele ocazii rapidiste au venit mai degrabă prin șuturi din afara careului, cele două bare de care aminteam. Se încălzește deja Neacșu pe marginea terenului, cum Bogdan anticipa, probabil îl vom vedea din primul minut din cea de-a doua repriză. Încercând să securizăm cât se poate linia de fund prin aducerea lângă Manole a unui alt fundaș central de meserie. Încercăm recuperarea la mijlocul terenului prin Goge. Lovitură liberă de care vor beneficia gazdele noastre. Încearcă surprinderea portarului cu un șut direct pe poartă, dar arbitrul nu este de acord și solicită repunerea. Joc foarte bun făcut de Progresul, trebuie să spun asta. Antrenorul lor și-a făcut temele. Observasem de la 0 la 0 că acțiunile gurilor noastre de foc sunt blocate foarte bine din fașă. Însă, mai grav pentru noi, Progresul a reușit să speculeze inexactitățile defensive, care practic și-au făcut simțită prezența și în centrul apărării, dar și în zona fundașilor laterali. Cum spuneam, Progresul ajunge foarte repede și foarte ușor în poziție de centrare din extremă, iar la faza golului 2, la faza penaltiului, atacanții Progresului au combinat în zona centrală și au prins pe picior greșit pe stoperii noștri. Mi-e greu să-mi dau seama ce fel de modificări se vor putea face în echipă, întrucât clar schimbarea lui Neacșu se va produce, vom avea 2 stoperi, însă ofensiv este evident că Vlada singur, izolat între 3 fundași centrali, nu are șanse să producă acțiuni de atac. Poate Robinho să reușească să destabilizeze prin viteză și forța sa de pătrundere defensiva gazelor, dar va fi extrem de greu. Și nu prea văd cine ar fi jucătorul care să-i lase locul lui Robinho, pentru că
Dacă Goge iese pentru a-i lăsa loc lui Neacșu, ceilalți posibili candidați la schimbare ar fi Hlistei și Sefer, care nu cred că vor fi scoși la începutul reprizei a doua. În orice caz, un meci din care avem de învățat, atât echipa cât și noi suporterii. Un meci care ne arată că mai avem multe lucruri de pus la punct în perspectiva promovării. Și înțelegem acum cu toții și care sunt minusurile unei bogate campanii de transfer. Iată din nou o angajare în extremă, cu o centrare în zona centrală a defensivei noastre. De data asta acțiunea Progresului e de jucată. Din momentul acesta ne așteptăm la multe acțiuni de acest gen, pentru că e clar, suntem cu un om în minus, avem handicapul acesta de două goluri, va trebui să atacăm. Vom fi evident vulnerabili în fața contraatacurilor Progresului Spartak. Aș spune că, cel puțin ofensiv, se simte lipsa lateralilor din turul campionatului. Mă refer la Demici și la Voicu, care ar fi asigurat probabil o claritate și o frecvență mai bună pentru acțiunile ofensive. Hai să jucăm, strigă Drăghia. Oana scoate în centru, cu noroc mingea rămâne la Goge, care îl deschide în dreapta pe Bejan. Bejan pleacă cu mingea la picior, însă nu are cu cine combina în dreapta. Încearcă un 1-2 cu Sefer, dar suntem nevoiți să ne întoarcem. Densitatea de progresiști e mare în acea zonă. Progresul își asumă rolul de echipă dominată, pentru că știe că are avantajul numeric și că oricând poate declanșa contraatacuri, așa cum este acesta. Din fericire pasă spre nimeni. Mingea se întoarce la Drăghia, care va degaja lung, sper, o face. Destul de slab, dar avem noroc. Mingea se îndreaptă spre Vlada. Interceptează Cârstocea, care va trage probabil, însă pe lângă poartă. Șut slab. Șut slab și pe care îl intuiam noi de aici, de pe acoperișul vestiarelor. Pe de altă parte însă este important să finalizăm toate acțiunile de atac, pentru că, după cum am văzut, mingile recuperate se transformă de cele mai multe ori în contraatacuri periculoase. Vlada se bate cu defensiva adversă, însă este mult, mult prea singur acolo. Angajarea în adâncime protejează bine Oana de această dată. Drăghia va repune din colțul careului. Manole este scos în lateral de driblingurile atacantului progresist, își rea acum locul în defensivă. Două minute din timpul regulamentar al acestei prime reprize. Probabil vom vedea și măcar un minut de prelungiri. Progresul este în jumătatea noastră acum, într-un atac pozițional, sigur beneficiind de, și de om în plus. Poate combinațiile acestora au căpătat și o și mai mare claritate.
fază periculoasă cu șut peste poarta lui Drăghia. Sigur, la scorul de 2-0 pe teren propriu și cu om în plus, jocul pare altfel pentru gazdele noastre de astăzi. Încercăm pornirea unui atac în bandă stângă prin Oanea. Ratăm combinația cu Clistei și suntem nevoiți să încercăm recuperarea mingii acum. Gazdele schimbă partea și încearcă un atac pe partea lor stângă. Ezităm în continuare în apărare. Băjan este faultat în aproape de linia de centru, în banda dreaptă, și vom repune prin Amir Jurza. Intrăm în minutele de prelungire. Cu indicațiile lui Daniel Pancu de la cabine, cu poate una sau două modificări efectuate la pauză, vom încerca abordarea reprizei a doua într-un alt ton și poate cu alte reușite. O intrare a lui Antonio Sefer în careul advers. Jocul continuă, face semn arbitru. Offside semnalizat acum pe atacul progresiștilor. Și va veni un alt cartonaș galben pentru gazdele de astăzi. Vârful progresului ne oprim faza la fluierul arbitrului. Ocazia de mai devreme, acțiunea lui Antonio Sefer a fost o ocazie venită dintr-o acțiune personală bazată pe tehnica puștului nostru. Din păcate nu într-o fază colectivă, este capitolul la care am suferit în prima repriză și capitolul la care nu știu cum vom reuși să ne îmbunătățim prestația în repriza a doua în inferioritate numerică. Intervenție bună a lui Cârstocea, care ia fața adversarului. Jorza spune că a fost în condițiile unui meci prost până acum, jucătorul cu acțiunile cele mai clare și mai lucide. Însă avem nevoie de o minte limpede și în acțiunile ofensive. Ultimul fluier al arbitrului, pauză. Haideți să vedem schimbările, să ne păstrăm optimismul și să ținem pumnii băieților. În fond, Pancu are la dispoziție 15 minute să schimbe starea de spirit. Ăsta e cel mai important lucru. Să ne vedem după pauză. La revedere!
Bine v-am regăsit, ne-am reîntors pe stadionul Progresul Spartac. Bine v-am regăsit, e un fel de a spune, pentru că începem repriza a doua cu un handicap de 2 goluri. Este 2-0 pentru gazdele noastre de astăzi. Și mai mult decât atât, începem repriza cu un handicap numeric. La faza celui de-al doilea gol, Iacob a fost eliminat, el producând penaltiul din postura de ultim apărător. Schimbare la pauză în echipa noastră, a intrat Neacșu pe poziția pe care a părăsit-o Iacob, eliminat fiind. Cel care a ieșit este Cârstocea, așadar suntem cu un singur mijlocaș central, Jorza. I-am văzut pe băieți ieșind de la cabine cu un alt tonus, i-am văzut încurajându-se, i-am văzut încercând să-și să se încurajeze unii pe alții în vederea reprizei secunde. Dar îmi cer eu scuze, nu am făcut schimbarea, îl văd pe Jorza în poziția de fundaș central, mi s-a părut că urma să intre Neacșu. Dar lucrul ăsta nu s-a întâmplat. Și ceea ce observ o manieră foarte curajoasă a progresului în acest început de repriză secundă, deși ne-am fi așteptat ca noi să fim cei care se aruncă peste adversar. Antrenorul progresului atacă. Cea mai bună apărare este evident atacul. Hai să vedem cum vom încerca să punem presiune pe adversar în repriza asta. Hlistei a încercat o pasă mult prea fină pentru Goge. M-aș fi așteptat ca progresul să încerce să taie cât mai mult atacurile noastre, să ne aștepte în defensivă și profitând de superioritate să ne surprindă pe contraatac. Recunosc că sunt un pic surprins de faptul că n-am operat nicio modificare la pauză. Repet, schimbarea pe care o așteptam, intrarea lui Neacșu, nu s-a petrecut. Și o intrare extrem de dură a atacantului de la progresul, care este eliminat. Este eliminat cel puțin de aici, din poziția din care mă aflu. Am văzut o talpă pusă pe pieptul lui Drăghia. Și din momentul ăsta aș spune că avem o șansă. Avem o șansă, dar asta numai în cazul în care atitudinea noastră se va modifica și va fi dublată de luciditate pe faza ofensivă, altfel va fi foarte greu. Și acum e momentul să vedem niște schimbări. Schimbări în joc, poate schimbări și în echipă, pregătim o schimbare. Nu reușesc să-mi dau seama de pe cealaltă parte a terenului cine va intra. Poate Grigore. Da, este numărul 7, va intra Grigore la noi. Așadar, egalăm la efectivul din teren, jucăm 10 contra 10. Poate în scurt timp vom pune presiune și pe tabela de marcaj. Deocamdată jocul este în jumătatea noastră. Drăghia recuperează mingea și încearcă pornirea unui contraatac cu minge lungă direct pe Vlada. Vom repune din tușa stângă. Oanea e cel care va repune. Hlistei, mă rog, s-a grăbit. Controlăm faza prin Oanea, care întoarce la Manole
și atacul se transformă într-unul pozițional. Minge lungă drept pe Vlada, care reușește să câștige duelurile aeriene. Vlada s-a luptat admirabil cu defensiva adversă, chiar și în prima repriză, în condițiile în care jocul nu a mers. Nu i-aș reproșa lui Vlada implicarea în joc, însă cred că acum, cu doi jucători mai puțin pe teren, unul de la noi și unul de la ei, jocul a devenit unul potrivit pentru Robinho, pentru viteza și agilitatea brazilianului, însă Progresul scapă din nou pe contraatac, intră în careul nostru. Și din nou penalti pentru Progresul. Și din nou penalti pentru Progresul. O nouă fază rapidă, o recuperare a Progresului. Mingea întoarsă inteligent în careu și fault pe care îl comitem în suprafața de pedeapsă. Același executant pentru Progresul, aceeași execuție sigură și este 3-0. Și este 3-0. Și da, este un scenariu horror pe care nu ni l-am fi imaginat. Așteptam un meci greu, așteptam un meci deschis oricărui rezultat, dar parcă nu chiar acestui rezultat. Important este din acest moment să ne schimbăm atitudinea și să demonstrăm bărbăție și prezență în joc. Asta fiind chiar mai important decât rezultatul acestui meci, pentru că urmează încă 12 meciuri în care tot acești băieți au misiunea de a ne duce mai departe. Incursiunea lui Hlistei în stânga. Sefer se întoarce, însă nu reușește să treacă. Degajare neinspirată, binge bâlbuită de Progresul. Goge încearcă să șuteze golul, da, nu va fi contabilizat. Arbitru a fluierat fault în atac înainte ca Vlada să intre în posesia mingii. Hai spune că e o decizie corectă de aici de unde ne aflăm. Și da, scenariul primei reprize continuă și în cea de-a doua. Un început la fel de prost. Golul Progresului ne taie elanul cu care am ieșit de la cabine. Și aș remarca faptul că am încasat cele trei goluri în condiții de egalitate numerică. Toate cele trei goluri au fost încasate, primele două 11-11, iar al treilea în condiții de 10-10, ceea ce îmi confirmă faptul că jocul nostru defensiv este departe de a fi reglat. Bejan cere mingea în dreapta, însă mingea nu ajunge până la el, se luptă Bejan. Goge încearcă să-i întoarcă mingea, reușim să intrăm în posesia mingii. Bejan va arunca de la margine, aruncă în spate către Jorza. Jorza îl deschide pe Cârstocea, care este devansat de apărătorul Progresului. Lovitură de la colț pentru Rapid. Centrare oarecum din prima. Și gol! Și gol! Este 3-1 după a treia bară a Rapidului din partida de astăzi. Reușim în fine să reducem din handicap prin Goge, sper să nu mă înșel. Goge este cel care cred că a reluat mingea în poartă.
un gol care face bine și suporterilor noștri. 3-1 este scorul în favoarea Progresului. 3-0 pentru noi din punctul de vedere al barelor. Și să zicem că suntem într-o situație mai bună decât la pauză, pentru că diferența este tot de 2 goluri, însă acum noi suntem echipa care vine din spate, din perspectiva moralului. Din nou faza se desfășoară în zona invizibilă pentru noi. Manole aruncă mingea în ofensivă. Cred că trebuie să evităm genul ăsta de ieșiri din apărare, pentru că e greu de crezut că aceste mingi vor putea fi prelucrate de atacanții noștri. Oana. Minge lungă la bătaie pentru Vlada. Vlada încearcă să oprească pentru Hlistei, însă Hlistei este citit de defensiva Progresului. Mi se pare faul comis de progresist aici. Jocul e lăsat să continue o manieră mult prea britanică, să zicem, de conducerea jocului. Și Hens, da, a fost Hens aici, în fine. Trebuie să profităm de acest moment bun, pentru că după ce a controlat jocul mai bine de 50 de minute, Progresul a încasat un gol, iar acest moment ar trebui fructificat, trebuie să continuăm să presăm, să nu le dăm timp să-și revină din pumni, să facem exact ceea ce au făcut ei cu noi în prima parte a meciului. Oana din nou la minge, încearcă să intre în centru, întoarce către Goge. Goge îl vede pe Bejan în dreapta. Lângă mine este Ionuț Voicu, care îl încurajează pe Bejan. Sefer centrează foarte bine. Hlistei reia pe spate, însă mingea nu este dificilă pentru rapidistul din poarta Progresului. Îmi place pressing-ul pe care îl face Sefer, pune presiune pe adversar. Recuperăm mingea, Bogdan Manole îl vede pe Cârstocea. Cârstocea însă este deposedat și Progresul pleacă pe o contră extrem de periculoasă. Nu avem om în partea stângă. Oana se retrage acum. Și Manole este cel care reușește să îndepărteze pericolul. Nu mi-e clar ce a fost aici, offside probabil. O schimbare este... Nu. Este Robinho cel care va intra și intră în locul lui Bejan. Goge se retrage în partea dreaptă. El va fi fundașul dreapta ofensiv din ultimile 35 de minute. Și într-adevăr este un meci pentru Robinho. E timpul să îi terorizeze puțin pe fundașii Progresului cu viteza sa. Hlistei reușește să intercepteze și Robinho este faultat undeva la 40 de metri de poarta Progresului. Avem două vârfuri în teren, să sperăm că asta va ține defensiva Progresului mai aproape de propria poartă. Oana nu reușește să preia balonul. Însă Manole oprește foarte bine faza de atac a Progresului. Jocul s-a iuțit și pentru că gazdele de astăzi și ele în 10 oferă mai multe spații. 9 goluri marcat ne-a dat
mai multă forță în picioare și iuțeală. Încă 30 de minute din timpul regulamentar, timp berechet pentru a produce o întoarcere spectaculoasă de scor. Așadar, atacăm cu Robinho și Vlada, susținuți de flancurile Sefer și Hlistei, Cristocea fiind singurul mijlocaș central în fața liniei de patru fundași și Oanea, Goge pe laterale și Manole Giorza în centru liniei de fund. Încercăm un atac pe partea dreaptă cu Goge, avansând în tușa progresistă. Robinho reușește interceptarea și scoate mingea în careu. Punem presiune pe adversar, rămânem sus. Robinho grăbește aruncând de la margine. Sefer reușește preluarea. Progresiștii interceptează mingea și pornesc un contraatac pe partea stângă de unde Goge lipsește, el fiind cel care a aruncat de la margine. Reușim intercepția prin Drăghia și care repune repede. Iată, se joacă foarte rapid cu faze de la o poartă la alta. Un nou cartonaș galben pentru echipa gazdă, pentru oprirea unui contraatac. Lovitura se va repeta. Repornim atacurile prin Amir Giorza în zona centrală. Robinho foarte activ de la intrarea pe teren. Minge în partea stângă la Hlistei, care intră în centru și încearcă un șut direct pe poartă. Minge periculoasă, respinsă în față de către portar. Și arbitru oferă mingea gazelor, putem spune, flărând un fault la o intervenție la balon a lui Sefer. Rămânem sus, rămânem cu 6 jucători în jumătatea adversă pe repunerea portarului Răduță. Acolo Manole câștigă duelul aerian și repornim atacurile către poarta gazdelor. Cristocea întoarce la Manole. Vom repune din tușă. Repune repede prin Hlistei, direct pe vârful Vlada, dar gazdele reușesc să controleze balonul într-o zonă periculoasă lor, în careul de 16 metri. Iată, iar se observă spații mari de o parte și de alta. Din nou gazdele reușesc să iuțească jocul, ajungând în apropierea careului de 16 metri foarte ușor. Rămânem în apărare. Minutul 62, scorul este de 3-1 pentru Progresul Spartac, jucându-se 10 contra 10, după ce în prima repriză Alex Iacob a fost eliminat la penaltiul de 2-0 pentru gazde. Mingea este în posesia noastră, vom porni un atac pozițional din propria jumătate. Oanea joacă scurt către Cristocea, care lansează în banda dreaptă către Goge. Robinho scoate în stânga către Oanea. Va încerca o combinație cu Hlistei. Acesta intră din nou în centru. Scoate bine în tușa dreaptă către Goge. Va urma centrarea înaltă în careu. Vine! Gazdele resping încercarea noastră de atac. Atacăm practic în patru, cu Hlistei în stânga, Sefer în dreapta și două vârfuri, unul mobil, Robinho, unul fix, turnul de control Vlada. Însă defensiva gazdelor rezistă, ceea ce trebuie însă să facem este să nu ne lăsăm prinși pe contraatac, pentru că avem nevoie de liniște pe faza ofensivă. Progresul face exact ceea ce trebuie în momentul ăsta, împinge jocul departe de propria poartă.
Nu știu dacă își propun neapărat să înscrie, însă clar își propun să țină mingea cât mai departe de terenul lor. Robinho pleacă în pressing. Mă tem însă că Vlada a obosit deja. Da, îl văd pe Matulevicius pe margine și într-adevăr Pancu a simțit că Vlada e obosit, a fost uzat de duelurile fizice cu defensiva adversă și lasă locul lui Matu. Să sperăm că Matu va avea același impact în joc ca și la meciul tur, atunci când a reușit prin acțiunile sale să schimbe fața jocului. Îl văd pe Cristoce asumându-și mai multe responsabilități ofensive la mijloc. Pleacă cu mingea spre, cu mingea la picior spre atac. Jorza este un fundaș central ofensiv în aceste momente. Nici nu mai avem o altă șansă. Hai, Gugi, haide! Cel pe care l-ați auzit acum este Ionuț Voicu, aflat undeva foarte aproape de noi și încurajează cu echipierii ca un adevărat suporter. Este o formulă ofensivă, formula aceasta a Rapidului, pentru că Jorza, deși e poziționat ca și fundaș central, are niște abilități ofensive peste fișa postului pe care joacă în momentul acesta. Problema este că apar astfel de greșeli pe care le provocăm singuri, cum a fost greșeala de mai devreme a lui Ioana. Și în continuare ne lipsește luciditatea la mijlocul terenului. Mingea vine în dreapta către Goge, care urcă cu ea la picior. Puștiu Sefer mi se pare într-o bună dispoziție de joc și nu cred că a fost jucat suficient, să zicem. Matulevicius are un duel, sper că doar verbal, cu apărătorul progresist. Se liniștește repede, dar cred că în poziția aceea ar fi trebuit să fie Sefer. Sefer este mult mai eficient în lateralul terenului, iar Matulevicius e necesar în zona careului mic, în fața porții. Sefer nu pare încă integrat în jocul nostru și copilul cred că ar aduce un aport ofensiv important după ce se va fi integrat în jocul nostru. Mingea ajunge acum la el. Nu, Goge o stopează și întârzie în faza. Sefer dă drumul la minge fiind faultat. Pasează repede la Goge. Sefer a încercat să înțepe către Robinho. Robinho se luptă extraordinar și recuperează balonul. Șut și puțin peste poartă, însă frecvența și periculozitatea atacurilor au crescut. Trebuie continuat exact în același mod. Robinho își pune amprenta într-un mod pozitiv asupra jocului. Foarte bun paravanul pe care Matulevicius l-a făcut la faza precedentă. Șutul a trecut însă puțin peste poartă, dar e bine că atacăm și că suntem periculoși. Goge, să vedem dacă iese cu mingea de acolo. Balonul e degajat, va fi out probabil pentru Progresul, nu? Îl văd pe Sefer plecând cu mingea la picior. Se cere fault, însă nu știu dacă a fost. Cred că exagerează progresistul pentru impresie artistică. Dacă cumva a fost atins, în niciun caz n-a fost atins atât de tare. Robinho ia galben pentru fault, Matulevicius ia galben pentru proteste. Ar trebui să ne liniștim, suntem într-un moment bun de joc și trebuie să-l fructificăm, nu trebuie să ne lăsăm atrași în jocul Progresului, nu trebuie să ne pierdem concentrarea pe ce avem de făcut. Uh,
Se întâmplă ceea ce nu e de mirare că se întâmplă. Progresul trage de timp, are de apărat un avantaj de 2 goluri. Mai sunt 21 pic de minute până la finalul meciului. Degajare lungă a portarului progresist. Și din nou Progresul are jucător liber în stânga defensivei noastre. Mingea este scoasă în centru. Reușim să blocăm in extremis. Mi s-a părut puțin faul la contra asta pentru Hlistei. Un faul tactic, i-aș spune, lui Robinho. Jocul este ușor haotic, dar e de înțeles. Ideal ar fi să punem puțină luciditate ca ingredient în jocul nostru. Interceptăm, mingea este scoasă în stânga. Dar pasa în tușă nu trece de fundașul progresist. Matuleviciu presează, urmează pasa lungă în lateral. Goge. Goge îl vede pe Sefer în dreapta. E un schimb de locuri cu Matuleviciu. Matuleviciu e din nou în extremă. Centrarea lui Goge, însă da, Matu nu este acolo. Și Sefer șutează de la 25 de metri, însă pe lângă poartă. Din nou faza îl prinde pe Matuleviciu în extremă, iar centrarea lui Goge practic nu are adresant în fața porții progresului, pentru că Robinho nu este în niciun caz un jucător cu un joc de cap similar cu al lui Matu. Schimbare la progresul? Nu văd pe nimeni pe margine. Jucătorul este probabil pentru îngrijiri medicale sau să bea apă. A ieșit pentru niște indicații, dar e în fapt o tragere de timp. Goge baletează în dreapta, permițând progresistului să intre în posesia mingiei. Și un șut extrem de periculos la colțul lung pe care Drăghia îl scoate. Inexactitatea defensivă a lui Goge a provocat această ocazie și iată o nouă fază fixă. Un corner pentru progresul. Evident nu se grăbește nimeni să-l execute. Progresul păstrează de data asta trei fotbaliști în zona centrului terenului. Din nou corner. De data asta cornerul se execută la bara a doua. Tot progresul este la minge. Scoate mingea din acea zonă, Robinho pleacă, însă este deposedat. Robinho este faultat, da. E un fault bun pe care îl scoate Robinho. Fault prin care Robinho obține și un cartonaș galben. Și cartonaș roșu pentru progresist. N-am răsturnat scorul, însă răsturnăm situația numerică. A fost un faul tactic al progresistului, dar un faul scump plătit. Oana ar face bine să plece de acolo. Nu e ziua lui cea mai bună și nu cred că are nevoie și de un avertisment. Avertisment pe care îl obține însă Hlistei.
Mai sunt peste 15 minute până la final. Mi-aș dori să văd o ofensivă totală la poarta Progresului. Goge. Robinho vine la combinație, Goge însă continuă, reușește să centreze, mingea trece însă peste Matulevicius, recuperează Robinho. Mingea e aruncată în careu, Robinho! Nu reușește să salte mingea spre poartă, o ridică peste portarul advers însă nu în direcția porții. ...15 minute de foc și pentru noi rapidiști, dar și pentru poarta progresistă, sunt convins. Rămânem în atac, Cristocea scoate în partea stângă către Hlistei. Hlistei la Oanea, pasă în centru careului. Matulevici s-a încercat devierea. Rămânem în atac, rămânem în atac. Goge repune repede până la Sefer. În continuare, Sefer în zonă centrală avansează, încearcă un șut, foarte bun șutul, dar scoate portarul Răduță de la colțul porții. Oana interceptează și obține un fault în apropiere de steagul de colț. Rămânem în atac, vom urca probabil toată echipa. Gazdele sunt masate pe 7-8 metri în propriul careu. Asediu total la poarta gazdelor, minge înaltă, lovește Manole, dar peste poartă. Așadar, minutul 77, 3-1 pentru Progresul, care joacă în 9 jucători după cele două eliminări, Rapidul fiind în 10, după eliminarea lui Alex Iacob din prima repriză. Probabil gazdele vor renunța la orice intenții ofensive, încercând apărarea propriei porți. Continuăm atacurile din partea stângă, centrare în careu respinsă de Progresul Spartac. Greșeala lui Bogdan Manole, care pune gazdele pe un contraatac. Din nou se scoate mingea în partea dreaptă. Oanea vine la pressing și îndepărtează pericolul, oferind în schimb un corner. Corner care va măcina probabil încă un minut din timpul regulamentar. Timp ar mai fi inclusiv pentru o egalare spectaculoasă, dar deocamdată rămânem în defensivă. Gazele vor beneficia de o lovitură liberă din partea dreaptă. Greu se ridică jucătorul de pe sinteticul Progresului, greu se va executa și lovitura liberă. Vor executa aceștia lovitura liberă, un jucător progresist este la margine, este în afara terenului primind îngrijiri medicale, deci Progresul se află în acest moment cu doi jucători în minus. Reușim intercepția balonului și vom beneficia de o lovitură liberă din propria jumătate. Ar fi un bun prilej să punem presiune pe partea adversă. Progresul se găsește cu doi jucători în minus în acest moment, după ce unul dintre ei primește îngrijiri medicale. Matu scoate în dreapta la Sefer. Va urma centrarea foarte probabil. Înalt în careu. Dar arbitrul își face numărul și fluieră la primul contact mai serios din careul advers, oferind mingea gazdelor. Portalul Răduță se pregătește să lanseze lung în jumătatea noastră.
Progresul nu mai are absolut nicio intenție de a construi atacuri sau de a pune presiune pe poarta noastră din faze statice. Reluăm atacul în banda stângă, acolo unde Hlistei obține un out. Nu, Progresul este cel care va repune de la margine. Moment în care gazele vor produce încă o schimbare, probabil jucătorul de pe margine care primește îngrijiri nu mai poate continua jocul și va fi înlocuit. Rămânem în... Gazele încearcă un atac timid pe partea stângă, dar Goge este mai rapid și recuperăm. Vom produce încă o schimbare la margine. Se găsește Grigore, care va intra în echipa noastră. Deocamdată pornim un nou atac pozițional în parte stângă prin centralul Manole. Hlistei la balon, intră în centru și pasează către Sefer. Mulți jucători în careu advers, probabil urmează o centrare. Hands al jucătorului progresist. Antonio Sefer este cel care va executa lovitura liberă. Foarte probabil vom juca înalt în careu advers, acolo unde au venit deja fundașul Manole, atacantul Matulevicius și Cârstocea cu o bună detentă. Sefer încearcă un șut direct la poartă, dar mingea trece mult peste buturile adverse. Se produce și schimbarea în tabăra noastră. Iese Hlistei și intră Grigore. Intră Grigore, da, în locul lui Hlistei. Probabil că mă aștept ca Goge să se mute în stânga, locul din care poate produce pericol, și Grigore se treacă în dreapta, dar vom vedea. Mingea era prea aproape de careul, la faza anterioară, mingea era prea aproape de careul Progresului pentru o centrare, de aceea Sefer și-a asumat responsabilitatea șutului. Îmi place că puști o personalitate, vreau să plec și cu niște concluzii pozitive de la acest meci. Iată-l pe Sefer, combină cu Goge, dribblingul lui Goge însă e previzibil, mi s-a părut că a faultat Goge la această fază, iar centrarea îl depășește pe Matulevicius. Oana se încurcă însă în minge și este deposedat și pierde în posesie, repunerea din colțul careului de 6 metri. Un meci în care Oana a încercat să demonstreze că își merită postul de titular. A avut o mare prezență în joc, însă contribuția sa nu a fost una decisivă la jocul nostru ofensiv. Fault pe care jucătorul de la Progresul face, încă un cartonaș galben, a fost o lovitură pe care a recepționat-o Bogdan Manole în duelul său la cap. Haideți să repunem mingea în joc. Din nou Goge nu reușește să-și dribleze adversarul direct. Robinho protejează bine, scoate balonul, șut al lui Sefer, este al treilea sau al patrulea șut de la distanța lui Sefer în repriza aceasta, un șut bine cadrat, însă nu-i pune probleme portarului advers. Plecăm din nou în atac,
Cârstocea schimbă cu Oana, Oana întoarce înapoi la Bogdan Manole, Goge e liber, Goge primește mingea, iese la combinație Sefer, se arată Jorza în centru, urmează pasa... Șut blocat de defensiva Progresului, care pleacă pe contraatac, recuperăm însă prin Grigore. Carambol, mingea rămâne la noi, Grigore încearcă centrarea, însă mingea este oprită de defensiva imediată a Progresului. O luptă surdă în careul Progresului, din care mingea este respinsă în cele din urmă. Grigore întoarce greșit mingea și pierde în posesia cu 6-7 minute înainte de finalul partidei. Și din păcate nu reușim să păstrăm o presiune constantă pe care o advers. În aceste condiții de lipsă de omogenitate și luciditate, doar o presiune constantă poate produce cu adevărat pericol. Drăghia reține acest balon, îl repune către Jorza, Jorza este cu mingea la picior, dar nu cred că pasele astea în centru sunt ce ne trebuie, centru este singura zonă aglomerată. Frumoasă evitarea, centrare, Sefer nu reușește să reia din prima și faza se răcește, Goge n-a reușit să-și dribleze adversarul. Dar da, asta e ceea ce trebuie să facem, să scoatem mingile în lateral și să le aruncăm în careu, pentru că cei 8 jucători de câmp ai Progresului aglomerează extraordinar zona de centru. Pe acolo nu vom putea pătrunde cu mingea. Portarul reușește să scoată incredibil o deviere pe spatea lui Matulevicius și reluare de pe picioare, totuși, care n-a reușit să dea forță mingii. Sefer aruncă spre Matu. A intrat cu frică Matulevicius la mingea aceasta, am pierdut-o. Din nou în centru, Cârstocea, reluăm atacul. E clar că luciditatea este ceea ce lipsește. Să apreciem totuși spiritul de luptă. Facem ceea ce era de așteptat să facem. Goge șutează bine însă pe direcția portarului, care reușește să scoată peste poartă. Robinho este cel care execută lovitura de la colț. Scoate în spate pentru Sefer. Sefer centrează, însă vârful de atac al Progresului reușește să respingă și... obținem o lovitură liberă la o pătrundere a lui Grigore. Hai, Grigore! Tot Robinho este cel care va executa faza fixă. Parcă mi-ar plăcea să-l văd totuși pe Robinho în careu. E un jucător agil, chiar dacă nu are talie. El însă este cel care centrează. Și gol! Și gol! Și gol, dar golul este anulat pentru offside. Gol este anulat pentru offside. Gol este anulat pentru offside. Și va mai trece cel puțin un minut. Va mai trece cel puțin un minut cu jucătorul Progresului căzut la pământ. Se ridică.
lovitură liberă indirectă pentru Progresul, pentru offside-ul de mai devreme. Nu-mi dau seama dacă a fost offside sau fault în atac, nu știu ce a fluierat exact arbitru. Aș spune totuși că offside, parcă l-am văzut cu mâna ridicată. Plecăm din nou în atac. Goge e liber în stânga, Robinho iese, cere mingea, îl lansează pe Goge în dreapta, mingea se întoarce la Robinho, va duce în stânga, la Oanea, Oanea îl vede pe Grigore, Grigore preia și obținem un corner. Grigore e cel care va executa. Centrare însă ușor de respins. Antrenorul gazdelor le cere jucătorilor săi să facă pasul în față și mingea este reținută de portar. Da. O înfrângere pe care o vom bifa astăzi, însă meciul s-a jucat în prima repriză. Atunci când, în efective complete, 11-11, Progresul a arătat fotbal, a arătat ca o echipă bine antrenată, disciplinată, tactic, care a citit jocul nostru, a reușit să ne blocheze și, în același timp, a beneficiat de avantajul nesperat al accidentării lui Drăghiceanu, care s-a petrecut chiar înaintea meciului, Pancone fiind obligat să schimbe în formula de start, fără a apuca să-și pregătească meciul pentru această formulă, cu un Goge care l-a înlocuit pe Drăghiceanu ca și poziție în centrul atacului, nereușind însă să facă ceea ce ar fi trebuit să facă Drăghiceanu. Ultimele secvențe din partida de astăzi. Prima înfrângere a sezonului pentru Rapid vine în prima etapă a returului. Rămânem lideri, rămânem la 3 puncte față de Afumați, care a bifat o victorie nejucând, fiind programat cu Delta Tulcea, echipă care s-a retras din campionat a doua după retragerea Bragadirului din turul de campionat. Așadar, rămânem lideri la 3 puncte de Afumați și la 4 de Slobozia, care a pierdut și ea în această etapă la înainte modelul. Pentru noi urmează un meci acasă cu Popești Leordeni, acasă însemnând, începând cu acest retur, stadionul din Regie. Așadar, weekendul viitor, Rapid Popești, în a doua etapă a returului. Continuăm să atacăm cu Sefer în partea stângă. Încerc scuze, era Grigore. Acum mingea este la Goge. Jucăm în centru la Robinho. Acesta avansează și încearcă angajarea lui Cristocea în careul advers. Minge lungă în careu, acolo unde Matulevicius încearcă să lovească spre poarta adversă. Șut bun al lui Cristocea. Impresia generală fiind că mingea a depășit linia porții, dar arbitru nu vede acest lucru. Scorul rămâne 3-1 pentru gazele de astăzi, pentru Progresul Spartac. Încercăm un ultim atac pe partea dreaptă, acolo unde Goge joacă scurt la Sefer. Reușește să pătrundă spre careul advers și vom beneficia de o lovitură de colț. Goge este cel care va lansa mingea înalt în careul advers. Gazdele resping și meciul se încheie aici. O victorie a Progresului, o victorie meritată a Progresului, aș spune, într-un meci în care nu ne-a ieșit absolut nimic. Un meci care ne arată că mai e mult până departe. Suntem în continuare favoriți la promovare, însă mai avem foarte mult de lucru la omogenizarea echipei și la relațiile de joc.
Dacă ar fi să tragem și niște concluzii pozitive, i-aș remarca personal pe Sefer pentru responsabilitățile pe care și le asumă, pe Jorza și pe Robinho pentru modul în care a înțeles să intre în meci în repriza a doua. În rest, un meci pe care am vrea să-l uităm cât mai repede și în încheiere v-aș ruga ca în acest moment dificil pentru echipa noastră să ne manifestăm cu căldură și să ne facem simțită prezența la următorul meci.